Dumnezeu ne trece prin momente de încercare, dar ne încredem în El. Dumnezeu are totul sub control. Erica, primul dar de la Dumnezeu, are nevoie de atingerea Domnului, este suspectă de apendicită. Așteptăm investigațiile. Acest mesaj l-am primit de la fratele Kalman. Dumnezeu să intervină. Apreciem sprijinul spiritual și rugăciunile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate și putere. Cu dragoste, Ciprian Bârsan. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin.